Domnule, iar încep nălucirile. E vremea lor. Uite acolo. Când corăbii, când nori. Ceva trebuie să fie. Că doar n-am chioră de tot. Parcă-s vapoare. Bine ar fi și unul singur. Dar de când cu vota, nu mai am încredere în vapoare. Nu, s-a isprăvit cu mirazile, sunt nori. Nori adevărați. Blau! N-avea grijă, acum dacă s-a pornit, nu se mai oprește curând. De unde știi, domnule? Dacă e vorba de instrucțiunile maritime, nu mă prind. Că de multe ori n-am mințit. Ducam, apa nu-i stringeam! Lasă, Ismaile! O să avem vreme! Domnule! Domnule! Ce, am ajuns? Plouă, domnule! Plouă? Nu mă interesează. O sută de mile, domnule! De ieri până azi! E un vânt neprevăzut în instrucțiuni. Dar în curând o să trecem ecuatorul și o să întâlnim alizeul de sud. Aoleu, mamă! Potup este în drept. Băieți, să nu care cumva să cârtiți. Nu cârtim, dar acum ar putea să se mai ducă și prin alte părți. Vor mai fi și alții care au nevoie de ploaie. Toate tradițiile marinăresc, Ieremia, Haralab și Mihu s-ar cuveni să fie botezați. Trec ecuatorul pentru prima dată.
Norocul vostru că va muia ploaia. Altfel trebuia să vă băgăm într-un butoi cu apă. Nu, nu, nu dăm apa. Un botez mai complet nici că se putea. Acum vă puteți ocoti marinari adevărați. Ați trecut aproape toate încercările mărilor și oceanilor. Cum aproape toate încercările, capitan? Am înfruntat voi și furtună. I-am înfruntat pe pirații lui Spânul. Rechini. Ne-am luptat cu maorii. Cu valurile cât munții. Am îndurat sete, am îndurat alșiță. Ce? Credeam că nu mai scapă niciunul. Ce altă încercare ar putea să mai vină? Să nu zici vorbă mare. Dumneata frică nu estem, nu? E, nu chiar atât de tare, Ismaile. Fulgerele se scurg prin paratrăs de tucorăbie, e lege. Și dacă unul nelegiuit estem? Nelegiuit estem. Păi și voi câte înghițitură să vă mai ungeți la suflet. Cred că după asta nu mai are ce să vină. Nu zic vorbă mare, Gerasime. Oh! Farul de la capul Olinda. Suntem în Brazilia! 51 de zile, fraților, de când am ieșit din Gibraltar. Un cal pantaloni. Îmi calc oare și haina? Da. Ce mă întrebi? Nu mai calc. Lasă-o naibii de haină, că doar n-avem niciun neam în America. Dar tu nu te bărbierești? Da. Păi tu ce faci acolo? Vezi că aia nu-i oală să cazi una sub ea. Abre, Bragbe, ce ești supărat de doamne Sam? Ce tu, capitan, estem? Las că ochi și ține cârma cum trebuie. Hai mă, băiete, du-te de ținurgește puțin hainele astea că o să coborăm în oraș. Pune-ți cizmele, nu mai umbla desculț. Dar ce, domnule, mai alerge cineva? Ia uite, țin cu aprins și el grai. Urmă, pe care să mi le pun? Alea largi mi l-au mâncat rechini. Iar celelalte mă strâng de mes ochii din cap. Ia ascultă, bă! Tu crezi că de asta ne pasă nouă acum? Dacă te alege sau nu te alege cineva? Du-te și te îngrijește, că doar nu suntem zătare. E, comedie. Toți sunt supărați și pământii la față de parcă li s-au unicat corăbile care nu le au. Ce, bă, și tu ești supărat?
Poate-te la el. Domnule, eu vreau să spun o vorbă. Spune, Gerasim. Vreau să vă pun o singură întrebare. Dacă se poate și dacă nu vă supărați. La urma urmelor, de ce n-am luat-o cu noi și am lăsat-o acolo? Pe cine, Gerasim? Lasă că știi dumneata. Adnana? Adnana? Adnana. Ce faci, Ismaile? Ce caută aici tâlharule? Apoi la cârmă! N-auzi, mă? N-am luat-o cu noi din mai multe motive. Și care ar fi acelea, domnule? Păi de prima oară mi-era teamă că o să înceapă cârteala. N-am fi cârtit niciodată. Cineva? Mai știu eu cine ar fi zis că e o zirenă, că a venit să ne scoate din fire. Asta ca prost este. De ce, Ismaile? Fiecare e stăpân pe gândurile sale. La fel ca tine au mai gândit și alții. Eu, domnule? N-ai spus tu că femeia și marinăria se potrivesc ca aripile heruvimilor cu coada lui Sarsailă? Eu am spus cu coarnele lui Sarsailă. Sau într-o zi vi s-ar fi părut că nu muncește cu toată sârguința? Că nu spală puntea cum trebuie. Nici n-am fi lăsat-o să-și rupă mâinile cu asemenea trebuie. Credeți că ea s-ar fi simțit bine să o cocoloșiți ca pe o regină? Ascultați ce vă spun eu. La început, da, ar fi mers. De pe urmă ar fi început vorbele, nemulțumirea. Uite, până și lui Mihu nu i-ar mai fi plăcut să o vadă cum îi tot poartă tricouri. Se poate, domnule. Ei, nu te aprinde, mă, băiete. Iată deci cam care au fost motivele. Dar... Dar? Dar? Mă duc să văd registrul capitaniei. Așteptăm aici. Pierre Vaillant n-a trecut pe aici. Nu l-am găsit în registre. Poate s-a dus direct la Bahia. Sau chiar la Montevideo. Da. Poate a vrut să prindă iarna mai aproape de strâmtoare. Totuși e ceva ciudat. O cablogramă pentru Marsilia, vă rog. Cum ai trecut oceanul? Uite, cu vaporul de acolo.
și tatăl tău? A murit. O săptămână după plecarea voastră. Îmi pare rău, Arnana. Și brutăria? Și bani de drum? Brutăria a luat-o doamna Floriu. De bani de drum n-am avut nevoie. M-am angajat pe vapor ca ajutor de bucătar. Mi-am cerut debarcare acum o oră, când v-am văzut. M-am grăbit. Ar fi trebuit mai întâi să întreb. Mă mai primești în echipaj? Din toată inima, Adnana. Ai în sfârșit încredere în mine? Crezi că pot fi un bun matelot? De vreme ce te-am chemat? Cum m-ai chemat? Ți-am trimis chiar acum o cablogram. Nu i-ați spus? De ce mă primești? Cu brațele deschise, Adnan. Atunci deschide-l odată. Dacă nu duceam Mahomet la munte, veneam ala munte la Mahomet. Mai lasă pildele, Ismaile. Și voi ce ați venit? Haide jos la cabină. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce-l fac eu? Nu se vede încă Montevideo, domnule. Nu. Cred că peste vreo 2-3 ceasuri. Și dacă nu dăm de el nici aici, ce facem? O să pornim spre capul celor 11.000 de fecioare. Nu înțeleg. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Pierre. Dacă a trecut oceanul, găsim noi undeva o urmă. În orice caz, suntem siliți să ne oprim la Montevideo. Trebuie să cumpărăm haine călduroase pentru toată lumea, să punem sobe în cabine, să ne aprovizionăm cu cărbuni. Vine iarna. Eleganță. Hei, Hasdrubal! Gerasime, vezi ce vrea Mr. Whisky. Pe urmă, ocupă-te de cumpărături. Noi mergem la căpitanie, poate aflăm ceva. Ce dracu, nu mă auzi? Ai aici cecul pentru bancă. Cumperi tot ce trebuie. Martin Strickland respectă contractul. Unde-i patagonezul meu? Care patagonez, domnule? Hannibal, ăsta, Hasdrubal, cum îl cheamă? Bucătarul! Ismail? Dar Ismail nu e patagonez, domnule. E turc, de pe Bosfor. Dacă doriți un patagonez, îl puteți avea peste o săptămână. Doar ne îndreptăm către Patagonia. De mai învățat și tu geografie. Trimite-l încoace pe turc cu inventarul sticlelor mele. Ismaile! Te caută stăpântul! Fuga și Karam! Ismail a plecat în oraș. Chiar era din aur. Poftiți, senior! Poftiți, seniora! Licitația începe! Aveți minunata ocazie să vedeți cu ochii, să auziți cu urechile o mașină vorbitoare! Poftiți, senior! Poftiți, seniora! Licitația începe! Privește, efendi, poftește, efendi! Iată ce minunăție! Dumnezeu e mare, dar Allah îl întrece! Iată mașina care cântă și vorbește în toate limbile pământului după dorința fiecăruia! Privește, efendi! Senior și seniora,
În mijlocul nostru se află un fiu al profetului. În cinstea lui, miraculoasa mea mașină va cânta o melodie din seraiul Istanbulului. Pe zevei, cunoșteam. Senior și signora, efendi, priviți ultima descoperire a domnului Edison adusă cu mari sacrificii tocmai de la Philadelphia. Este singura mașină fabricată de domnul Edison care a ajuns în Uruguay. Domnul Edison nu a fabricat decât 5 asemenea exemplare. Una pentru președintele Statelor Unite ale Americii, a doua pentru regina Angliei, a treia pentru papa de la Roma, a patra pentru sultanul Turciei. Al cincilea și ultimul exemplar este aici, în fața dumneavoastră. Senora și senior, efendi, vă rog, faceți liniște să ascultăm glasul fonografului. Ultima minune a secolului, cea mai mare descoperire a domnului Edison. Ascultați, signor, ascultați, signor, ascultați, efendi. Este un gazel oriental, adică vreau să spun un gazel adevărat, imprimat de domnul Edison la comanda luminăției sale sultanului. Ți-a plăcut, efendi? Lasam, bre. Lasam. Este în scamatorie. Păi nici o scamatorie, efendi, vă rog. Senior, senior, ai efendi, poftiți mai aproape. Priviți îndeaproape, nu-i nicio scamatorie. Mai punem cântam o dată gazel. Da, poftim. Lasam, bre, cântam. Nu, nu, întâi plăteam, pe urmă lasam. Întâi cântam, ascultam, pe urmă plăteam. Poftim. Nu e nicio scamatorie, nicio înșelătorie, pentru poftim privit, mașina cântă. Cât costam? Păi se vinde la licitație publică. Licitația începe, signor și signora. Numai de la 10 pesos de aur. Numai cu 10 pesos de aur puteți cumpăra mașina cântătoare a domnului Edison. 10 pesos costă un cal. 11 se dă. 12 dam. 15. 20 dam. 25. 30! Ăștia sunt nebuni! 35! Păi ce vrea asta pe zeveni? 50 dăm! 50? S-a oferit 50 de pesos! 50 de pesos odată! 50 de pesos! 55! 60 dăm! 60 de pesos! 60 de pesos odată! 60 de pesos de două ori! Pe unde umbli, bă, păcătosule? De azi dimineața urlă stăpântă după tine! Este aici, capitan? Tu nu știai că peste o oră plecăm? Ce, Ismaile? Domnule, cumpăram asta mașinărie care cântam și vorbeam. Stăm, ascultam, un fonograf. Bravo, Ismaile! Supăram? Nu, no, dimpotrivă, mă bucur. Auzisem de născocirea domnului Edison, dar nu mi-închipuiam că o să avem atât de repede un fonograf pe corabia noastră. Putem dăm 100 de pesos? 100 de pesos? Da, plăteam marafet. 100 de pesos? Cântam gazel? Smaila, e nebunit, 100 de pesos e o avere. Toți banii noștri de la bancă. Cine e șarlatanul care te-a tras pe sfoară? Bună ziua, senior! Vă rog să-mi dați banii, deoarece mai am și alte treburi. Al dumitale e fonograful? A, nu, senior, este al dumnealui, l-am vândut acum o oră. Asta nu e vânzare, asta e pungă și e curată. Senior! Vă rog să vă măsurați cuvintele. Pentru asemenea insulte vă pot băga la închisoare.
Vânzarea s-a desfășurat la licitație publică în văzul lumii. Poftim, domnule, ia-ți înapoi scamatoria. Găsește-ți alt prost să-ți dea 100 de pesos. Regret, senior. Licitația s-a închis. Păi dumnealui l-a concurat pe secretarul președintelui, trimis de însuși excelența sa să liciteze. N-ai decât să-l cauți pe secretar sau pe președinte sau pe cine vrei. Senior, dar dumneavoastră vă închipuiți că președintele Uruguaiului va accepta să primească un bun refuzat de ultimul marinar sosit în Montevideo? Îmi dați banii sau mă adresez judecătorului? Ați văzut ce boacă ne-a făcut bucătarul nostru. 100 de pesos înseamnă peste 2500 de franci. Toți banii noștri. Ce facem? Nu se poate decât din două una. Ori îl lăsăm aici, la Montevideo, în mâna judecătorului să se spele pe cap cum știe, ori dăm toți ultima lițcai. Domnule, suntem la mii de mii de țară. O să ne fie greu fără niciun ban. Da, asta așa e. Dar ce facem cu păcătosul ăsta? Avem noi inima să-l lăsăm aici printre străini? La închisoare? Domnule, o să-ți plătim banii, dar nu avem asemenea sumă asupra noastră. Trebuie să o scot de la bancă. Așa că poftește dumneata mâine dimineață. Pardon, dar eu ce garanție am? Păi dumneata poți să ridici ancora și la noapte, nu? Bine, poftim actele mele. Ia-le și pleacă. Mâine dimineață ai bani. Careva pe aici? Ce dorește domnia voastră? Trimite-l încoace pe asurbare pe ăla, sau cum îi zici. Ismail se chema. Ei, Ismail! Cât uischi mai avem? Dă inventarul. Unde ne aflăm? Unde ne aflăm? Montevideo. Montevideo. Perbaco. Am băut odată whisky aici. Și am crezut că e apa amestecată cu sare amară și întărită cu sodă caustică. Perbaco. Ismaile, am terminat cu cavalerul tău. Dar să știi că ne ești dator din cap până în picioare. Plăteam, domnule, munceam, caram. Vrem ascultam gazel? Nu, nu, lasă, altă dată. Acum du-te sus că ne pregătim de plecare. Care va fi prima escală, capitane? Lădăjdim să nu mai oprim până în strâmtoare. Am o rugăminte, capitane. Să ne abatem pe la Buenos Aires. Noi n-avem nicio treabă acolo. Eu am. Trebuie să cumpăr whisky. La Marsilia am făcut socoteala greșit. Cu toate că în ultima clipă am mai luat niște lăzi. Pare rău pentru dumneata, domnule. Poate Buenos Aires găseam la domn Pierre Vaian? Nu cred. Dar e un ocol foarte mare și pentru noi inutil, domnule. Dar mergem, dacă plătește echipajul lui o remunerație potrivită. Ismail, da. Cam cât crezi că ar putea să ceară oameni? Trebuie calculăm, domnule. Calculează.
100 de pesos. Asta face peste 70 de lire sterline. Scumpi oameni dumitare, capitane! Asta cam așa e, domnule. Whisky. Whisky, isprăvea? Fie, perbaco. Perbaco, zbre, plecam Buenos Aires. Alah, alah, asta ultima este. Îmi duceam în port. Eu veneam pe urmă. Nene Ismail, vezi să nu întârzi, că vezi un ceas plecă. Nu bateam la cap. Senor. Asta m-a rapid cânta. Cântăm, senor, cântăm. Cât costam? 5 argentino, senor. Dar să nu vi se pare mult, că numai vama și transportul costă o avere, senor. Nu, în pesos, ca în Uruguay. Cât făceam? Cam tot atât, senor. Îmi dați 5 pesos și puteți să-l luați. Poftiți, senor. Perbacos, cavalerul păcălit. Sictir, prezident. Senor, băga. Eu, senor. Este sictir. Senor, n-am înțeles. Eu. Gazel aveam? Da, senor, gazel. Nu, n-am înțeles. Gazel, cilindru, serai, sultan, gazel. Nu, dar avem tum, 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 masesa. Și mai avem botanembaum, botanembaum. Și mai avem gazel. Tum. Estem gazel? Estem gazel, cilindru, sultan, tot, senor. Rahat. Treizeci și șase, treizeci și șapte, treizeci și opt, treizeci și nouă, patruzeci, învingător, Luna Roja! Thank you.
6 acolo! 3 plus 3 contra 6 pe Nelson! 6 ar de tine! Așa vedeți! Ce de tine, pe Grația Doro! 10 pe Nelson! 10 pe Doro! Ai pus și eu! 5 centavos pe Grația Doro! 7 centavos pe Nelson! Grația Doro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Perbaco! E Nelson, am pierdut! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Cât număr am? Până la 40! 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... Nelson s-a ridicat! Te-ai grăbit să pierzi de pe bine! Grația Doro s-a repetit! Bătăm Nelson! Hai, argentinos pe Nelson! Pun și eu trei! Ține-am! 10 argentinos, primește! Bine-am! Scuzele mele, marchiză. Adversarii sunt demni unul de altul. Continuo indisperados! Disperato Nelson! Disperato Grația Doro! Disperato Nelson! Bani, senor, te faci că n-auzi? Urmează în categoria grea! Barbarossa contra un destroyer! Bani, senor, ai pariat? Plătește! Crezusem că te-am strigat în gând. Dacă spui că te-am strigat, de ce nu vii? Ai să-mi dai porunci? Te ascult. Unde ți-e gând? Plecat. Ți-e dor de ceva? Uneori. De ce? De zilele când mi-era dor de tine. Și acum? Acum? Tu ești capitan, iar eu sunt matelot. Ce-ai dori altceva? Să fii mai rău decât ești și mai puțin rău decât vrei să pari. Dacă n-ai fi așa cum ești, aș fi exact așa cum vrei tu. De unde știi cum sunt eu? Adnana... Eu sunt Adnana. Când eram pe Mediterană, tăiam morcov, curățam cartofi și mă gândeam, el nu o să-mi vadă mâinile, o să-mi vadă inima. Și tu ce ai văzut? Că purtam tricoul lui Mihu. Vezi... Vezi, Adnana...
nu suntem singuri. Iar eu sunt capitan. La ce te gândești? Așa ne-am lămurit. Știu eu? Îți pare rău că ne-ai urmat? Nu, asta nu. Niciodată. Te-aș fi urmat oriunde. Chiar și la capătul pământului. De aici, capătul pământului, nu e atât de departe. Ai să vezi. Da. Dar pământul nu are numai un singur capăt. Bună ziua, senor. Ce doriți? Îl cunoașteți pe numitul Nair Ismail Jafer? Ți-am adus gazelul, nene Ismail. Orsuliu? Bihu! Asta, corabia, speram să pleca. Ala pezedenchi portorel, n-am vrut luăm gazel, despăgubeam. Ba da, nene Ismaile, dar noi am zis că e al nostru, că noi îl cumpărasem. Atunci de ce n-am păstrat? De ce am adus aici? Ai noștri au zis să-l iei dumneata, că poate l-ascult și trezi mai ușor prin necas. Ala portorel, am mai vrut luăm ceva. Sigur că da. A vrut să ia și alvarii albaștri de Atlas. Amana. Da, noroc cu Adnana, că a zis că sunt a ei. Uite, ți-am adus aici. Mulțumim, Adnana, mulțumim mult. Bre, senior, vrem de să facem lans, puțin lans, de să facem. Mihu, cine gătea? Păi ia gătea. Găteam bine. Asta sticlan, ce făceam? Parcă nouă de sticlan ne arde acum, nene Ismail. Curaj, nene Ismail. Peste 6 luni suntem înapoi. Asta cine spuneam? Toți. Și capitan? Și el. Capitan, supărat este. Sigur că e supărat, nene Ismail. Acum te las cu bine. Hai sus, cățel. Cățel sus aici, hai sus. Mulțumim. Mulțumim, bre băiat. Mulțumim. Mihu. Da, nene Ismail. Vrem, facem hateri, Ismail? Sigur că da. Ai nevoie de ceva? Da. Mergeam la circ, acolo unde cocoși batem. Și întrebam, cine bateam ieri? Bateam Destroyer sau ori bateam asta Barbarossa? Cocoș. Ce-i cățel? Ce ai, mă? Adu berea! Oh, oprește! Așa. Foarte bine, dăm berea jos. Thank you.